Da, vă salut prieteni, mulțumesc membrilor canalului, abonaților, celor care vă uitați și comentați. Surpriză, surpriză mare, s-a terminat etapa cu două meciuri bune, spre foarte bune. Doamne ajută, așa e. Dinamo câștigă fără drept de apel contra campioanei, iar Botoșaniu pierde două puncte mari în lupta pentru evitarea retrogradării directe contra celor de la UTA Arad, care, din păcate pentru ei, au arătat rău. Dar șocul cel mare, pentru că se întâlnea lanterna care a luminat mai puternic decât farul, lanterna roșie cu campioana în exercițiu. Și uite că nu e întâmplător, Dinamo face un nou joc foarte bun, pentru că i-au jucat bine anul ăsta, bine spre foarte bine, și eu chiar am spus la un moment dat că singurele echipe care joacă bine după pauza de iarnă sunt FCSB-ul și conving prin joc, FCSB-ul și Dinamo. Dar aici iar era o discuție, pentru că FCSB-ul aduna puncte în timp ce Dinamo pierdea. E, uite că Dinamo, după ce joacă bine și în prima etapă, joacă bine și în a doua etapă, joacă bine și în a treia etapă, e, vine și etapa asta, a patra din ianuarie, în care ei confirmă jocul foarte bun făcut contra Rapidului și câștigă de o manieră clară, fără de, nu s-a pus problema învingătorului, învingătoarei, niciun, din punctul meu de vedere, nicio secundă, nici măcar un minut. De când a început meciul până s-a terminat, Dinamo a fost echipa mai bună, mai agresivă, mai prezentă, care a pus presiune. La 1-0 eu am zis, zic, mamă, Dinamo să bagă cu curul în poartă acum și să vezi ce să apără, frate. Să apără până la final. Nu s-a întâmplat așa. Dinamo atacă și după pauză, ok, am zis, bă, au dat gol, poate să retrag, să intre cu 1-0 la pauză și pe urmă autobaza lui Nea Sorin Cârțu în poartă. Nu! Și aici, bravo antrenorului, bravo jucătorilor, pentru că au simțit că Farul este o echipă care suferă, o echipă care n-are agresivitate, o echipă care nu are posesia, și au forțat. Și în repriza a doua au marcat și golul 2 destul de repede și mai puteau să marcheze cel puțin un gol. Felicitări, bravo lor, și cred că anul ăsta va fi cel mai disputat campionat din ultimii 15 ani. Pentru că va fi disputat tot campionatul. Și partea de sus, de play-off, cu cele 6 echipe care vor fi ele, vreo 5 să știu, dar și la retrogradare. Și la retrogradare, unde vedem că Botoșanu e la egalitate de puncte cu Dinamo. Două echipe care vor cel puțin să prindă baraj. Iar pe locurile de baraj, momentan voluntariu, care schimbă antrenorul, îl aduce pe Dică de două etape, egalează la ultima fază cu Hermannstadt-ul, acasă la primul meci al lui Dică, și scot un punct la Iași în ultima partidă. Iașu, care în ciuda investițiilor foarte, foarte mari, și uitați-vă câți jucători au venit la Iași în pauza de vară și de iarnă, în vară după ce promovează, o căruță de jucători, și în iarnă o basculantă de jucători, marea majoritate străini, care nu sunt ieftini. Adică să ne înțelegem, Iașu plătește foarte bine în momentul de față. Un Iași care, ce m-am uitat așa repede pe lot și pe echipa de start
de la meciul cu Voluntari, ultimul meci, cred că au avut doar doi români în primul 11. Adică, bă, ok, înțelegi echipele astea care se bat la campionat, la, nu știu, la primele șase, bă, aducem străini pe bani mai mulți să facă diferența, să luăm campionatul. Că vin bani dacă prindem vreo cupă europeană, dacă... Mă, dar la Iași, la Arad, la Sepsi chiar, la Craiova lui Mititelu, mă, aducem străini ăștia să ce? Să ne salvăm de la retrogradare? Păi cred că de salvat de la retrogradare te salvești și cu jucători români. Și unii dintre ei și tineri. Și ai posibilitatea să-i crești, să-i vinzi, să-i valorifici. Poate o echipă națională de tineret, de juniori, de nu știu. Adică vedem că UTA vinde un jucător de 19 ani la Rapid pe 700-800 de mii de euro plus procente, coadă, cum să zice, de 20% la un viitor transfer. Adică ăla dacă se vinde cu 1 milion, Rareș, automat UTA mai ia 200 de mii. Ceea ce 200 cu 700, 900 pentru România, nu cred că este rău. Chiar nu este rău deloc. Păi și atunci, de ce să aduci niște străini pe bani mult mai mulți, pe chirii, pe bilete de avion, pe impresari, pe comisioane, pe bani mult mai mulți, una peste alta, zic eu, care după 2 ani îți pleacă. Sau se întâmplă ca la Dinamo, aduci un străin, îl pui și capitanul echipei, dar ăla dacă nu-i faci contractul cum vrea el, că tot vorbeam despre Dinamo, mă, dacă nu-i faci contractul cum vrea el, de la A la Z, nu vine. Ce nu, bă, mulțumesc. Dinamo, în situație disperată, acceptă orice. Chiar și după astea 3 puncte. Bine, s-a încheiat perioada de mișcări. Și ăla zice, da, mă, vin. Îmi da 10.000, 12.000 pe lună, îmi puneți clauză 65.000 și pot să plec când vreau, dacă am clauză. Altfel nu vin. Și mai îmi dați 3 lei la semnătură. Nu știu câți bani a luat la semnătură, dar știu că a luat ceva. Și nici nu e așa ca strategie vorbim. Și toată lumea ce, păi a plecat capitanul Dinamo, domne, pe 65.000. Păi nu venea. Dacă nu-i puneau ăia clauză 5 salarii și ăla cam atât a stat, vreo 4 luni, nu? 4-5 luni cât a stat. Că n-a venit de la început. Dacă nu, adică Dinamo a zis, lasă-l bă să vină dacă e bun, că ne ajută să facem niște puncte și dacă vin unii și ne recuperăm banii, cheltuiți cu el și mai rămâne și noi cu 5.000, să plece că, na, și uite că pleacă, în Vietnam a plecat, și echipa câștigă fără capitan. Tot cu Patriche, care dă seamă cu mine și bravo lui că încă mai joacă fotbal și o face bine. Și atunci ne întrebăm și cu jucători ăștia străini. Păi nu găsești un român bun la 10.000 pe lună? Găsești, eu așa cred. Și tânăr, mai tânăr decât ăla. Și la 10.000 și fără clauză. Că acum să fim serioși, ca jucător român, dacă ești bunicel, bă, nu refuzi Dinamo. Chiar dacă Dinamo e în cap, sportiv și financiar, zic unii, eu financiar știu că ei sunt bine, că își permit să promită 15.000 de euro pe lună salariu la anumiți străini, chiar și români. Și ok, ca jucător tânăr, bă, bă, nu vrei Dinamo? Și bun? Bă, îți pui o clauză acolo și tu, că, nu știu, dacă retrogradează echipa, dai banii înapoi care ai câștigat sau dai ceva înapoi sau te lasă ăia să pleci liber. Da, bă, ai Dinamo. Dinamo București, care nu e, hai să fim serioși, Dinamo București în campionatul din România și în fotbalul românesc reprezintă ceva.
chiar dacă ei acum sunt pe loc de divizia B. Aduci un străin care, oricum și străinul ăla îți pleacă dacă retrogradezi sau te obligă să-i pui o clauză și n-ai nimic de câștigat, mai mult decât atât, n-ai nici continuitate. Că ăla românul dacă vine, stă 6 luni, 100%, un an, dacă te salvezi, că are contract și n-are cum să plece când vrea el așa. Mai mult decât atât, românul, dacă nu-i dai banii, cu comisiile noastre și cu ceea ce se întâmplă, cu până devine liber, să lasă de fotbal mai repede. Străinul a trecut termenul legal, hâți, memoriu, FIFA, TAS, legitimare provizorie, se duce în altă parte, te obligă să-i dai și banii pe tot contractul. Un an, doi, trei, cât mai are. Și rămâi și fără jucător. Dar probabil n-or fi. N-or fi de calitate, n-or fi mulți. Nu or avea timp să-i caute. Nu, mă gândesc că bă, și conducători ăștia și antrenori și aia, probabil că ei vor jucători de valoare. Nu? Toți vor de valoare. Dar dacă nu-i găsesc și de valoare și români, atunci aduc din, nu știu, de pe peste tot. Să-și facă treaba pe termen scurt. Bani nu există ca la Rapid să se gândească la următorii 5 ani, să facă investiții de 600, 800, 1 milion, 300, 500 și să-i dea împrumut pe colo-colo să joace. Și atunci este un compromis. Bă, noi acceptăm condițiile tale și tu vii la noi și ne ajuți cât poți. Că mulți nici măcar n-ajută. Vin și pleacă așa cum au venit, fără să lase nimic în urmă. Dar, probabil că de fiecare dată, adevărul o fi pe undeva pe la mijloc și poate nici n-or găsi, poate nici n-au valoarea care se așteaptă antrenorii și conducătorii, poate or fi și scumpi, mai scump decât străinii și așa mai departe. Ce ne mai mirăm că nu se mișcă jucători români de colo-colo când Chipirliu de la CSA Steaua, un jucător bun, un atacant bun de divizia B și cam atât, solicită clubul 500.000 de euro ca să-i dea drumul să plece celor de la Gloria Buzău. O echipă la care sunt bani mai mulți decât la jumate din Superliga României. Și atunci te gândești că dacă un jucător, un marcator, e adevărat, un jucător care la divizia B marchează goluri, dar e divizia B și costă 500.000. Când pe portarul echipei naționale a României plătește un club de afară 800.000, când Rapidul plătește pe Borza 800.000, când Becali plătește pe Miculescu 1.000.000 și plătește pe companie 1.500.000, vin Rahmani, Hasami și jucători buni la Rapid pe câteva sute de mii. Și tu ceri 500.000 pe un român de divizia B, păi poate îi mai înțelegi și pe ăștia, plătice, o să vă mai bine aducem un străin liber, care a mai jucat în prima ligă, Chipirliu, nu știu, e bun că dă goluri la divizia B, a nu știu câte meciuri are pe la divizia și Buzău va promova, din ce știu eu și ce condiții sunt acolo și ce bani au, va fi una dintre alea două echipe care va promova direct în Superliga. Dar tu pe Chipiriu îl iei pentru 3 luni jumate, 4 luni la divizia B. Că nu cred că poate marca jumate din golurile care le-a marcat la divizia B, le poate marca la Superliga. Și atunci dai 500.000, la 500.000 transferul și câteva mii salariul la CSA Steaua, își cere în jur de 10.000 și el să vină. Și nu știu, că de-aia spun că, bă, adevărul e, o fi pe undeva, pe la mijloc. Or avea dreptate și antrenorii, or avea dreptate și conducătorii, și impresarii, și jucătorii, și așa mai departe.
Altfel, cred că s-ar mișca mai mult. Or fi prețurile foarte mari la români. Ambiții de-astea între cluburi să nu plece ăla de colo-colo. Și atunci cer foarte mulți bani. Nu știu așa care ar fi exact cauzele. Cert este că un jucător de divizia B bun costă 500 de mii. Costă. Cere clubul pe el 500 de mii. Ori ca să-l țină, să nu-l lase să plece, o echipă care n-are drept de promovare, adică, bă, pentru ce-l ții pe ăla? Să ce? Să prinzi primele șase? Păi poți să prinzi și primul loc. Tu n-ai drept de promovare. Îl ții pe ăla, îi dai și niște bani, să ce? Să joci unde? Numai meciuri amicale și să te bucuri că ai terminat pe locul X. Păi și ok, și ce satisfacție ai? Că nu poți să te duci mai sus. A, dacă era obiectiv promovarea și aveai drept de promovare, nu-l dădeai, frate. Că vrei să promovești. Lasă, văd, 500 de mii, ia 1 milion din drepturile TV la an. Și îl țin pe ăsta. Am văzut că sunt vreo 5 spanioli, argentinieni veniți pe la CSA. Că nu înțeleg exact toate lucrurile, dar na. E vorba de strategia fiecărei echipe, obiective și așa mai departe. Revenind la Dinamo, bă, bravo lor, nesperat de bine anul ăsta, chiar dacă ei sunt la primele 3 puncte după 4 etape, dar să nu uităm că înainte să termine campionatul, în decembrie, prima parte care a fost mai lungă așa, ei fac 6 puncte în 2 meciuri, cu 2 echipe care sunt jos acolo, cu ei, nu? Cu Botoșani și cu Voluntari, dacă nu mă înșel. Cu Voluntari, sigur, ultima etapă și cred că înainte cu o etapă câștigă la Botoșani. Și atunci vezi că joacă bine cu Rapidul, cu Craiova, cu Farul Constanța, cu... Bă, și atunci te gândești că bă, chiar o face ceva și antrenorul ăsta. Jucătorii ăia or fi bunicei și ei de câștigă anumite meciuri. Poate și o conjunctură că i-a prins pe Farul după un meci foarte bun cu FCSB-ul, contra FCSB-ului, un meci în care meritau să câștige. Poate entuziasmul ăla că au jucat foarte bine cu FCSB-ul, că nu știu ce să zic, vine Dinamo și îți dă cu terenul în cap. Că net superior la toate capitolele. Și atunci va fi cel mai disputat campionat din ultimii 15 ani și sus și jos. Pentru că orice echipă care leagă în momentul de față 3 victorii se ridică până pe locul 8. Iar orice echipă care e acolo locul 8, 9, 10 și pierde 3 meciuri coboară la baraj, pentru că încă diferența e mare între alea două locuri de baraj și Dinamo și Botoșani. De-aia zic că să înjumătățesc punctele, o să rămână 4 puncte, 5 puncte, dacă să înjumătățesc în momentul de față, 3, 6, 4 puncte, un meci și un egal. 4 puncte, cam asta înseamnă. 4 puncte înseamnă un meci, un egal și o victorie. Sau o înfrângere și o... Depinde din... care unghi privești. Deci e complicat. E un meci și e încă un meci. De-aia zic că o să fie... Până în ultima etapă. O să vedeți. Până în ultima etapă va fi și sus și jos. Iar jos unde sunt 4 locuri... Sus acolo, cred că locul 1, 2 și 3 o să se cam știe sau o să ai o idee așa un pic înainte. Că nu știu dacă se va ajunge să se joace campionatul în ultima etapă. Nu știu. Dar locurile de la retrogradare, cele două direct și cele două de baraj, cred că se vor decide în ultimul minut. În ultimul minut. Și asta e bine pentru noi, pentru microbiști, că
că o să fie agitație, interes, discuții și așa mai departe. În rest, vom vedea ce jucători de la echipele astea mai, care sunt obligate să și vândă, să supraviețuiască, fac pasul mai sus, cine mai cade de la echipele astea importante și să duce mai la echipele care au alte obiective, nu primele 4-5 locuri. Deci o să fie o vară, un sfârșit de campionat, un play-out, un play-off foarte, foarte disputate și o să fie și mișcări. O să fie și mișcări, că sunt ambițiile, mai ales la vârf, din ce în ce mai mari. În rest, sănătos să fiți, vedem ce face și Rapidul cu Hermannstadt-ul. E un joc foarte important și pentru că echipa vine după 4 victorii, dar și pentru că întâlnește un adversar care se va baricada în propria jumătate cu 10 jucători și va încerca să dea lovitura pe contraatac. Și eu sunt curios să văd cum va reacționa Rapid. În rest, aștept comentariile voastre, vă mulțumesc celor care mă urmăriți, membrilor canalului, în mod special că sunt alături de mine de o foarte lungă perioadă de timp și nu uitați, fiți buni azi, fiți buni mâine, că ne vede toată lumea. V-am pupat, toate cele bune!